Domnilor și domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la lumea nevăzută și vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. În această emisiune vom vorbi despre tehnici de echilibrare energetică. Știm cu toții că totul în jurul nostru este energie și vrem, nu vrem, interferăm și cu energii care sunt mai puțin benefice și care ne pot dezechilibra. Despre aceste metode discutăm astăzi cu invitata mea, doamna Mariana Șerban, trainer-terapeut. Bună ziua, bine ai Bună ziua, bine te-am regăsit, Dana, îți mulțumesc din nou pe pentru această invitație. Mă bucur să fiu aici cu voi, să vorbim despre energii care ne înconjoară în permanență, chiar dacă de multe ori spunem, e, e o prostie, ele există. Curentul electric noi nu-l vedem, dar dacă punem mâna pe un buton, se aprinde curentul. da? Lumea nevăzută, lumea subtilă se percepe. Suntem născuți cu multe abilități, din naștere le pierdem datorită educației pe care o primim, nu suntem încurajați dar mai târziu fiecare ajunge să cunoască într-o formă sau alta energia. Și oamenii care și-au dezvoltat aceste abilități percep foarte multe energii, percep foarte Sigur că multe da. lucruri din lumea nevăzută. Sigur că, că, sunt că da. La lumea sunt... Tu studiezi această ramură, să spunem, aceste tehnici de ani buni. Da. Mă pasionează, este foarte adevărat. De vreo 13 ani um, aprofundez aceste tehnici, această căutare, de fapt, despre a-mi echilibra viața, despre a înțelege mai mult despre partea subtilă, despre a înțelege ce se întâmplă când cineva o dragă îți moare și pleacă din viața asta, să înțelegi cum se întâmplă, atunci când ia legătura cu tine să înțelegi că se întâmplă și așa mai departe. Cred că uh, în viața fiecărui om apare un moment când uh, îl de uh, determinant ca el să afle mai mult. Când își pune întrebări, Așa Când este. își pune întrebări, într-adevăr, în viața mea a apărut uh, ca și primă tehnică uh, Reiki. În urmă cu 13 ani eram la un ochi în seminar, eram foarte răcită, o amică a zis, uite, știu o tehnică, îmi dai voie să pun palmele? Mm. Da. Credeai, nu, erai nu, foarte nu nu Nu, am zis, da, de ce nu? Și, într-adevăr, în momentul în care am contactul cu palmele, corpul meu a reacționat foarte interesant, am început să transpir în zona plămânilor, unde îmi ținea palmele. Și am zis, wow, ce tare, ce asta, vreau și eu. Așa am ajuns să cunosc tehnica Reiki, o tehnică energetică japoneză. Ca să o folosești, ai nevoie să primești inițiere de la un profesor maestru. Asta am și făcut, m-a fascinat. Era un lucru nou, mă și speria, dar și mă atrăgea. Am fost curioasă să văd ce face lucrul ăla pentru mine, acea tehnică, și din ziua în care m-am inițiat, m-am energizat zilnic. Ai început să lucrezi intens? Da, era autoenergizare, aveam multe frici, multe limitări, uh, multe gânduri, foarte multe gânduri, nu aveam curaj dacă intram într-o situație de conflict, nu spuneam ce simt sau mă blocam, uh, dar uh, în gând stăteam și făceam ceva și mintea mea crea un scenariu că nu i-am spus și trebuia să-i spun. Uh, principiile din tehnica Reiki m-au ajutat să mă disciplinez, de fapt să-mi disciplinez mintea. Practic, prin, această, prin tehnicile Reiki, nu echilibrăm numai organismul, ci și blocajele din viața noastră. Putem acționa și asupra Sigur blocajelor din că viața da. noastră. este corpul fizic, emoțional, mental, spiritual, acționează în toate planurile, pentru că noi, ca și oameni, nu am exista dacă nu am avea un câmp de energie, câmp informațional. Și atunci când acționăm de ne ducem palmele într-o poziție, acționează în toate planurile. Și așa cum spuneam despre aceste principii, pentru că vreau să pun puțin accent pe puterea gândului. Este energie creatoare. Mintea noastră creează foarte, foarte multe lucruri. Atunci când creăm inconștient, ne creăm și facem și mult rău. Ni se întâmplă și ne supărăm că s-a întâmplat. Și dăm vina pe exterior. <laughs> pe altcineva, pe Dumnezeu, pe vecin, pe prieten. Da? Noi suntem cei care generăm disciplinând mintea, gândurile, pare banal și e o joacă. Pentru mine a fost o joacă. Doar azi nu mă enervez. Le spuneam pur și simplu, doar azi nu mă stresez. Doar azi am grijă de karma mea. Doar azi sunt recunoscătoare. Doar azi sunt bună cu toate viețuitoarele. Le-am spus pentru că am, mi s-a spus că dacă le repeti într-una, va avea un efect. Într-adevăr, m-am jucat foarte mult și a avut efect. Pentru am că constatat că a creierul această informație. Exact. În momentul în care mintea mea aprindea o idee și crea o poveste pe lângă ea, în momentul în care spuneam doar azi, nu mă enervez, <laughs> Și respiram. Ai început să te echilibrezi? Am început să simt diferența. Uh -huh. Da? Hai să începem totuși cu uh, exteriorul, da? Și să okay. vorbim despre cum putem aplica tehnicile Reiki pentru a curăța locuința sau biroul în care ne petrecem foarte mult timp. În primul rând, orice casă, orice spațiu trebuie bine aerisit. Asta clar. Culorile să fie cât mai vii, deschise. În momentul în care avem draperiile închise mobila închis, totul este închis, automat este un mediu benefic pentru energiile joase. Putem foarte bine să ne ajutăm cu palmele, pur și simplu, din palmele noastre este lumina și curățăm pereții, sus, jos, de la dreapta la stânga, pur și simplu cu lumină, pentru că este lumină Dacă din palmele. Dacă suntem inițiați. Dacă, Dacă nu suntem, suntem inițiați. Iniciați. Dacă nu suntem inițiați, putem să aprindem un bețișor, da? în afară de a airesi foarte bine, aprindem o lumânare cu intenție pentru armonizare, pentru liniște în casă. Lumânarea se aprinde, este lumină pură. Se aprinde cu intenție, iar ea radiază lumina în tot spațiu, vibrează și atunci curăță foarte mult. Putem, noi folosim tămâia, de exemplu, da? Îți tămâi casa, dai cu aghiazmă. Sunt multe, avem multe modalități, foarte multe, despre a curăța o casă, un spațiu. Dar cel mai la de mână ne este, nu știu, o lumânare, un bețișor parfumat sau tămâia. Am intrat cu toți în locuințe sau în birouri în care simți acea energie stagnantă. N-ai cum să nu o simți. Cu da. toții suntem senzitivi, fără să ne dăm seama. Așa este. Uneori intrăm în spații în care te-a te de cap. Da, exact. <laughs> sau ai nevoie, ai da să fugi. Dacă ți este un spațiu în care nu poți să faci altceva decât să rezolvi repede treaba și să pleci. Dar dacă ești obligat să stai într-un spațiu în care simți că te stresează, că este apăsător, atunci va trebui să-ți trimiți iubire în permanență. Ca iubirea pe care o radiezi, de fapt iubirea divină, să purifice spațiul. Sau poți, atunci când cunoști simbolurile. Pentru că energia urmează intenția. Da? Să le aplici și să se curățe spațiul respectiv, ca atât tu stai în acel spațiu, să te simți bine și să fie ok. Că după aia lucrurile revin la normal nu, in, nu încălcăm liberul arbitru al nimănui. Asta să te întreb. Niciodată și nici la unui spațiu. Dar cât sunt eu în spațiu, pot să încrez un spațiu în care să mă simt bine. Ca și metode de protecție personală, când intri, când știi că trebuie să mergi într-un astfel de spațiu, ce faci? Uh, metode de protecție, din punctul meu de vedere, au rolul lor treptat, dar în momentul în care din ce îți depășești anumită vibrație, numai tu o rezonanță cu frica de a fi atacat, înseamnă starea de iubire. Când nu o avem, atunci putem să facem semnul cruci. Noi ortodoxi și Practic, de acele energii negative nu te mai pot influența dacă tu ești pe o vibrație mai ridicată? Sigur că da. Nu ai rezonanță și nu ai frică că cineva te atacă sau ceva să face rău. În momentul în care tu vibrația ta ai ajuns să scureți atât exteriorul cât și interiorul, da? Că dacă e interiorul e și exteriorul, nu invers. Da. <laughs> nu, te, nu te atacă nimeni. Poți să fii Acum nu putem să intrăm în parapsihologie, în care sunt acolo atacurile psi sau așa mai nu. departe. Vorbim de energiile, uzual, de ceea da, ce noi facem și mai... cât putem să ne permitem să înțelegem. Poți să-ți faci să nu cruci. Poți să-ți faci, în momentul în care mergi într-un spațiu, să pe perioada, o sferă de lumină, să te înconjori într-o sferă. Da? De lumină albă, lumină aurie, cum simți? Pe intuiție. Da? sau pur și simplu să spui în gând, Doamne ajută! Doamne ajută, așa este! <laughs> să trec cu bine peste asta! La ce obiecte din locuința noastră ar trebui să fim atenți? Care magazinează cea mai multă energie negativă? Oh, da! Asta e un <laughs> ce subiect interesant! ar trebui interesant? să avem în și ce trebui să, la ce ar trebui să renunțăm? <laughs> în primul rând, cred că e foarte important, măcar de acum încolo, când ne cumpărăm o casă, un apartament, sau ne mutăm într-un spațiu în care vrem să lucrăm, să simțim energia spațiului, sau măcar să știm de la cine este cine a locuit în casa respectivă. Hai să mergem la casă, la un apartament, o casă. Vedem istoricul puțin. Da, e foarte important să știm cine a locuit, cum s-au avut între ei oamenii ca și relație, s-au avut bine, nu s-au avut bine, pentru că pereții poartă informația celor, informații despre uh, trăirile lor, atât în plan emoțional, mental și spiritual. Totul este magazinat ca informație în spațiu respectiv și scumpere o casă și nu te simți bine în ea. Sau tu, înainte erai un om bun, și devii agresiv. Ești agresiv când ajungi acasă? Da, eu chiar știu, s-a întâmplat să trăiesc o experiență de genul ăsta, cu într-un loc în care știam oamenii care locuiesc de de și au vândut și a cumpărat cineva. După mult timp, nu după mult timp, după un an, doi, persoana respectivă a, a avut același comportament ca și cei dinainte. Da? Pentru că energia rămâne în pereți, în casă, în spațiu, chiar dacă sugrăvim, chiar dacă, dacă chiar dacă dăm știu eu, cu aghiazmă, chiar dacă nu știu ce se întâmplă, pentru că informația există în perete. Și o putem anihila în vreun fel? Sigur că da. Sunt multe metode din nou, dar uh, este foarte bine ca tu să devii conștient că tu nu ești așa și că ceva se întâmplă, că altfel nu înțelegi. Deci, și dacă nu conștientizezi, nu se rezolvă problema. Nu. Nu. Și rămâi acolo și nu știi de ce ți este rău și greu, dar uh, la un moment dat când te gândești, măcar puțin, să trimite universul pe cineva, <laughs> să, te, <laughs> să te lumineze. Să așa este. Da? Uh, și poți să scapi de, bineînțeles că sunt oameni care fac curățări de case, de spații, informațional. Mă ducem tu facem măsfeștanie, dar tot, tot trebuie să fii conștient că ceva nu e în regulă cu casa ta. Dacă știi de unde o cumperi, măcar știi în ce te bați. Așa este. <laughs> și vorbeam de obiectele din casa noastră care ne pot uh, ajuta sau ne pot dezechilibra. De obicei obiectele pe care le moștenim poartă amprenta energetică a celui care le-a purtat cu trăirile lui. Uneori ești nefericit, nu că tu ești nefericit, pentru că aceea e vibrație așa de puternică încât nu te lasă să stai să -ți fie bine. Bijuteriile de moștenire de familie poartă exact psihometria, se ocupă cu studiul uh, informației din bijuterii, de exemplu. Ei pot citi foarte bine cine l-a purtat, cum, ce stare a avut, dacă i-a fost bine, dacă nu i-a fost bine și tu lei ca dar de nuntă. Vine de la mama sau de la bunica, străbunica, nu știu. Și te trezești că de fapt nu prea ești bine. Când porți la nu prea ești bine. Da? Ele poartă amprenta. Și atunci avem grijă ca și hainele. Hainele pe care noi le purtăm și pe urmă le dăruim altor oameni, ar fi bine să le curățăm înainte, da? Și nu, da? Ne, nu ne referim aici la spălat. Ci nu ne... doar la spălat, exact. da? Nu doar la spălat. Dacă știi o tehnică, o folosești, dacă nu, măcar tămâi hainele pe care le dai, pentru că se curăță acea informație pe care ele o au. Spuneam despre mobilă, bijuterii, toate, dacă sunt primite, au amprentă energetică. Și dacă simți că lucrul ăla nu-ți face bine, e bine să îl ții deoparte de de sau de. să-l dai cuiva. Se mai spune că nu este bine să ții în casă obiecte ciobite, obiecte stricate, rupte și așa mai departe. Este foarte de adevărat, ce? pentru că, în momentul că orice este energie, în momentul în care are o formă, ea emite într-o formă, în momentul în care este ciobit, energia nu mai circulă la fel și nu-ți aduce binele. E bine să le, să le schimbăm și pentru noi. De obicei le păstrăm de bune. Da, 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 Așa am văzut la bunici. Da. E bine să ne dăruim nouă de bine. Da? Iar în casă îți mai poți pune sare. Sare este un cristal care curăță energiile negative, indiferent că e din corpul uman, când noi ne curățăm de energiile joase, da? Putem face o baie cu sare. Putem face o baie cu sare. Venim de la o mormântare, din supermarket, obosiți, vlăguiți, în contact cu infinite energii, este indicat să ne curățăm și atunci când suntem răciți. Baia cu sare face foarte bine. Așa este. Ce obiecte ar trebui să purtăm ca să ne ridice vibrația? Nu știu, sunt anumite obiecte care ne pot susține? Eu vibrația. cred că culorile au cu siguranță vibrațiile lor. Sunt foarte importante pentru că ce emitem sau ce, ce, emite culoarea respectivă asta atragi ca radianță, da? Întotdeauna. Este, nu mergi, ai intuiție, simți. Astăzi mă îmbrac așa. Vine din interiorul tău, dacă-l asculți. Dacă te îmbraci numai în negru, nu este o situație prea bună pentru sănătate și pentru echilibru. Pentru că negru atrage negru. Cred că nici nu trebuie să fim paranoia. Da, să îport port cu mine, să am neapărat, nu știu, o amuletă. Nu mi-am luat cristalul, nu mi-am luat morgonul, nu mi-am luat. Da? Nu. Când ne ridicăm vibrația, suntem conduși de inimă și ne iubim. Culorile benefice sunt culorile vii. Este foarte indicat ca și acasă să avem culori vii. Ai, ai întrebat de casă. Da, așadar, nu numai locuința afectează locatarii, da? ci și locatarii își pună amprenta asupra exact. locuinței. Deci este un schimb energetic reciproc. Permanent, permanent. Vine un vecin la noi și zice vai, dragă, ce supărat am fost. Și el pleacă, se liniștește și tu rămâi cu durerea de cap? Te nu știi ce să faci. Mi s-a întâmplat totul la <laughs> Chiar și la telefon. Când, da, când chiar și la, la telefon. telefon se întâmplă uneori, da, preluăm ușor problemele celorlalți, din dorința de a le face bine uneori, da. Practic, ei își descarcă acolo toate energiile. Sigur, lor. Sigur, și... lăsa sacul în casă și tu rămâi cu el. Când înțelegi, schimbi. Aerisești, dacă s-a întâmplat, dai drumul la geam, dai drumul să intre mult aer și multă lumină. E foarte important să avem multă lumină și cât se poate naturală. Așa este. Hai să vedem despre rețeaua energetică a organismului uman, cea care face legătura cu mediul exterior. Okay. Cum ne păstrăm curată această rețea? Păi, aș vrea să vorbim despre ceacrele corpului uman. Tehnica Reiki, în principiu, se referă doar la ceacrele uh, corpului uman, dar, în realitate, ele sunt mult mai multe de la fara de șapte. Avem ceacre un, și deasupra și sub uh, tălpi, Corpul uman percepe energia prin ceacre care sunt vortexuri de energie, roți. Sunt transmisătorii corpului că ceva se întâmplă prin senzații, da? Uneori simți în preajma unei persoane că te simți foarte bine și ești deschis. Alteori, te ai simți o percepție de, da, de respingere și ai vrea să fugi. Ceva se întâmplă, deci corpul tău îți dă semnale, da? Ceacrele sunt transmitători de energie din corp și ne corelează cu organele interne. Fiecare centru de energie are organe corespondente. Ne putem ajuta să fim în echilibru, echilibrați și centri. Se dezechilibrează centrii de energie în funcție de stările noastre emoțional-mentale, chiar și spirituale. Deci și din, se dezechilibrează și din cauza stărilor noastre, dar și din cauza mediului înjurător, nu? Când, Când sunt energii joase. Da, pentru că noi reacționăm la ele. Da? într-adevăr, găsești mediul tristețea, de exemplu. Mergem la o mormântare, suntem triști. Automat că acest centru, cea care inimii, care are inima și plămânica și organe, se simte îngreunată. Da? Te influențează exteriorul, sigur că da, și tu simți asta. Sunt furios. Sau... De obicei, observăm că în trafic este foarte multă agresivitate. Nu mai avem răbdare unii cu alții. E clar că centrul ăsta e în centru mare de desechilibru, da? da plexul să, solar. Da, cred că ar fi bine să luăm așa exemplu pe fiecare da, ceacră okay. de la 1 la 7. Când se de dezechilibrează ceacra 1, spre exemplu? Ceacra 1, de regulă, are legătură cu împământarea. Aici, intră categoria artiștilor, a pictorilor, a poeții, da? ei a, sunt așa cu capul în nori, dar uneori avem nevoie, nu, ei ne colorează viața de fapt și mai ne leagă de străbuni, de împământare. Oamenii nu sunt împământați. Ne mai trezim așa cu toate, că spunem, parcă sunt aerian astăzi. Da, hmm. și în același timp, ca și uh, stă, să zic eu, mai dezechilibrant, e frica de a nu avea suficient, frica de moarte, frica de uh, stabilitate. Da. Îmi pierd controlul. Ce mă fac? Nu am stabilitate, nu am fundație, nu sunt așezat. Aceste frici dezechilibrează ceacra rădăcină întotdeauna. Mai ne vin și de la străbune anumite informații care ne mai leagă, da? Pentru că partea stângă este feminină, partea dreaptă este masculină. Ele Picioarele ne duc înainte în viață. Uneori apar dureri de picioare pentru că ți-e frică să mergi înainte. Ești într-o situație în care trebuie să iei decizii și nu știi ce să faci. Corpus de semnale. Chakra 2 este ceacra sexualității, ceacra umbilicului. Chakra Creație. Este cea care ne leagă de mama. Este cea care ne leagă de parteneri. Acest centru că se dezechilibrează, de aici pornește ipotența la bărbați, infertilitatea la femei, ovarele, uterul. Zona asta, a abdomenul inferior, începe să aibă probleme. Înseamnă că ne-am descentrat din acest centru. Este legătura cu mama. Prin cordonul de argint călătorim seara între lumi. Corpul fizic rămâne, corpul energetic pleacă, sufletul călătorește. Când suntem... Uh, uh, nu avem o liniște, un echilibru, știm clar că acest centru nu mai este înconectați în noi, nu mai este centrați și atunci căutăm să facem ceva. Ca să apară aceste simptome în corpul fizic, acest centru trebuie să fie dezechilibrat o perioadă mai lungă. Sigur că da. Le dați semne la început că ceva este în regulă, dar nu le dăm importanță și pe urmă e foarte ușor să spui palmele când vezi că ai un dezechilibru sau ești în perioada fetelor mai sensibilă să îmi pun palmele față-spate sau să mi duc palmele în jur Este simplu, te ajută foarte mult, te echilibrează, da, te liniștește. Și dacă nu ești inițiat pe reiki, intuitiv, când te doare ceva, ai tendința mâna. să pui mână. Exact. Dintotdeauna am fost așa. Uh, mamele, când pe copilul doare burtica, duce mâna și pune acolo că trece. Și noi, când ne lovim, ducem mâna instinctiv și ne frecăm. Acolo și deja te simți mai bine. Vreau să spun că cea care rădăcina are culoarea roșie, ceacra umbilicului este de culoare portocalie Dar Răgvaiv, ca să, da, vaib, ca să, să fie, fie, fie cel mai simplu pentru toată lumea. Da, eu așa le identific. Foarte bine. Ceacra 2 poate să fie să și rinichii suprarenalele, uneori de ceacra 3, care este plexul solar. Plexul solar este centrul puterii noastre personale, ego-ului, da? Centrul neurovegetativ. De aici pornesc multe probleme. Uneori, când avem întâlnire, ni se pune un nod în capul feptului, da? da? Exact. Când iubim, ne îndrăgostim. Oare vine la întâlnire? Nu vine la întâlnire, da? Dar uh, tot de el aparține ca și stări, ca și emoții, frica, furia, uh, mânia, neiertarea. Astea blochează acest centru. Aparțin de acest centru în care, și organele aferente, ficat, bilă, pancreas plină, da? Sunt, nu ne recunoaștem emoțiile, le reprimăm ele se adună în câmpul nostru de energie, în aura noastră, punem cât un pic, cât un pic. Și somatizează, somatizează la un moment somatizează la un moment dat, evident că da. Uh, ce să spun? Mai departe, când uh, tu simți că acolo uh, mi rău, sau furtul de energie. Am rămas fără energie, știi, nu mai simți pot. Un gol, simți un astfel. gol ca și cum ceva s-a întâmplat de acolo. Ele există, adică... chiar când cineva ne admiră, chiar când nu ne place. Da, simți când cineva ție puterea, practic, da, simți când nu puterea că la tine. rămâi fără energie. De fapt, acolo simți așa, că ți-e rău, te moleșești, da, e o pierdere acolo de energie. Nu vine ceacra inimii, este ceacra iubirii. A da și a primi iubire. De obicei, nu suntem învățați să ne dăruim nouă, în primul rând, iubire, ca să putem dori din prea plinul nostru. Ceacra inimii este răspunzătoare de inimă și de plămâni. Ne extindem brațele, da? dăruim iubire, dăruim foarte mult și nu primim, trebuie să fie un schimb. Da? În care dăruiești și nu -ți se întoarce, inima ta suferă. Da? Nu spui că mai ai curaj ții să spui. Ții în tine și încet, încet îmbănăvești inima ca și supărarea. Supărarea, tristețea afectează inima și plămânii. Întotdeauna. Se și spune în popor, a de inimă. Rea. Da, da. Este foarte adevărat ce se spune. Ceacra uh, inimii este verde de culoare. Te poți ajuta foarte bine în momentul în care spui un cristal verde aici <laughs> să-ți mărești energia din ceacra inimii. Sau un cristal roz. Sau un roz. cristal cu roz, evident că da urmează chakra gâtului, care este centrul comunicării. Îi mai spune și centrul minciunii, că ne mințim pe noi, mințim și pe alții. Mințim ca să fim acceptați. Dacă am spune adevărul, poate am fi respinși și mai bine se găsesc diverse modalități de a ne exprima, dar este și centrul conexiunii cu noi în interior, dar și cu divinitatea. De aici comunicăm, da? uh... Ca și organe aferente, tiroida, paratiroida, zona asta, maxilar inferior, tot ce de ține de gât. Da. Deci, când este în dezechilibru, apar simptome în această zonă? Apar, dar în, în același timp, cea care gâtului mai poate fi dezechilibrată și din cauza uh, aerului care este foarte poluat. Na? Se încarcă foarte mult. De exemplu, cum sunt când cei care uh, cântăreții, da? indiferent de cântă operă, jazz, da? forțează foarte mult, sau profesorii. Da? La ea apar dezechilibre, clar, pe acest centru, ca și vorbesc uh, foarte mult, predau și atunci forțează foarte mult acest centru, el are nevoie de încărcare și să te poți ajuta. După care vine cel de-al treilea ochi. Aici avem culoarea albastră, vine culoarea indigo. Da? Cel de-al treilea ochi este responsabil de clar vedere, de telepatie, de intuiție. Aici primim informația, aici codificăm, decodificăm informația. Este răspundătoare de ochii fizici, de partea asta maxilar superior, nas, ochi, tâmple, urechi, glanda pineală, pituitară. Este foarte bine să ne energizăm când simțim, simțim că lucrurile nu stau în tocmai. De uneori și de cele mai multe ori nu ne ascultăm intuiția. Sunt oameni care au clar vederea, sunt oameni care au clar auzirea, clar simțirea și așa mai departe. Uneori știi că știi, dar nu știi de unde știi un lucru. Al treilea ochi se deschide atunci când tu, uh, vin oameni cu el deschis, da? sunt oameni care citesc aura, care poate să vadă foarte bine tot istoricul tău, sunt uh, oameni care cel de-al treilea ochi se poate deschide pe parcurs. Lucrăm foarte mult pe el, sunt zona, sunt și multe metode. Ce Dar cre... cred că ar fi bine să îl deschidem când suntem pregătiți. Exact. Nu facem aceste exerciții exact. doar din curiozitate. Foarte bine spus și eu spun la fel, când vine momentul pregătit, optim pentru tine, cu siguranță o să-ți apară. Pentru că, de multe ori, poate să-ți arate pur și simplu și să rămâi fascinat, zici, wow, sau te poate speria. Sau te poate speria și atunci nu mai vrei să vezi niciodată. da. După care vine cea coroană în care are legătură cu divinitatea. Conexiunea cu divinitatea. Da, în momentul în care sunt oameni care sunt, știu, poate vine de la ei, poate vine din generații, un dezechilibru acolo, care nu s-a reglat de nicio generație din apoi și vii tu ca și spirit și îți propui să reglezi, dar uiți. Noi la naștere uităm Contractul Mult. pe care ni l-am da. făcut, da. Da, și sunt oameni care își dau seama și lucrează și se roagă și schimbă viața. Modul în care te porți începi să-ți vindeci frica să ierți pe tine și pe alții să ajungi la iubire. În momentul în care începem să ne iertăm pe noi pentru alegerile pe care le-am făcut, pentru acțiunile pe care le-am întreprins și să înțelegem că și noi am participat, nu doar ăla, când dar către tine, tu, Dana, ești de vină, trebuie să către mine. Cauza este mine. Da? Așa că putem să rezolvăm foarte bine prin energizare, putem să ajungem la echilibru fizic, mental, emoțional și spiritual. Deci, prin reiki, acești centri energetici se pot echilibra Sigur că destul da. de ușor. Sigur că da, ești stresat. Și nu trebuie să, nu necesită condiții speciale sau ritualuri anume, nu, pur și simplu chem prin intenție Reiki să curgă prin palmele mele, sunt Energia canal curat. Rechi, da. Energia este o energie, din multele energii ale Universului, da? Îmi pun palma, sunt la birou, tastez, da? Dar pot să stau cu palma în plexul solar. Sau sunt în autobuz. Nu mă costă nimic să țin palmele, sunt la purtător după inițiere și le poți folosi oricând. Știi intuitiv câtă vreme trebuie să ții palmele pe anumită zonă? A, intuitiv știi, când îți uh, doar o energizare, durează 3-5 minute. Dacă știi că ai o afecțiune, atunci stai 20 de minute, o jumătate de oră, în funcție din timpul pe care îl ai la dispoziție. Te deci, poți uita la televizor, poți să stau cu palma undeva într-o zonă. Deci avem timp pe care îi putem câștiga prin energizare, clar. Deci, noi vorbim acum despre tehnicile Reiki pe care tu le aplici cu succes, dar aș vrea, așa, câteva uh, metode și pentru cei care nu sunt inițiați pe Reiki, cum își pot echilibra acești centri energetici. Uh, o metodă foarte bună de a te echilibra este respirația. Uh -huh. Da? Poți să respiri, dar respiră, să prezent la respirația ta, fi conștient că respiri. Altfel nu ți iese. Creierul nu se oxigenează dacă respiri mecanic. Da? Nu suficient că tu să fii echilibrat. La început chiar te amețești. Poți să mergi când vine primăvara, să te descalți, să mergi desculți prin iarbă, să mergi să în, uh, un copac, da? Pentru că se face schimbul de energie. Când te conectezi cu natura, automat se face acel schimb automat, de energie. Automat, automat. Poți să mergi să noți, de exemplu, te poți elibera foarte bine, să faci sport, să mergi pe jos. Există, în afară de fapt, nu trebuie să fii inițiat ca să te ajut să fie mai bine. Poți să mă folosesc de o tehnică care e o practic zilnic, da? indiferent că respiri, că mergi pe jos, că mergi la not, că dansezi. Da? Dansul este o metodă foarte bună de a te bine dispune. Chiar îți creează o stare de bine, uităm să mai dansăm, să ne bucurăm. Putem ști, putem simți că o energie este preluată din mediul exterior și nu este propria energie? Sigur că da. Dacă ești atent, asta depinde de cât de prezent ești în viața ta. Dacă nu ești prezent, nu-ți dai seama. Dacă ești prezent, îți dai seama că ceva s-a întâmplat. Am să spun chiar o situație pe care eu, cu mulți ani în urmă, cred că sunt vreo 10-12, vecina mea a venit la mine să se internată, mă rog, și mi-am așezat eu palmele cu intenția să vinde, <laughs> să trec să o ajut să-și facă bine, da? <laughs> și în momentul acela am simțit așa că mă iau o stare de rău. <laughs> da, pentru că de fapt mi-am transmis, eu am vrut să fac asta, să-i dau stare de bine, mi-am folosit propria energie și n-am folosit energia universului, în care doar trebuie să spui palmele, să-și să tragă corpul respectiv cât are nevoie. Deci, și atunci simți că ceva s-a petrecut cu tine și după aia lucrez cu tine să curezi lucrul ăla. Deci prin Reiki nu dăm din energia noastră, folosim energia Universul. Reiki, energia universală. Da, în momentul în care ne concentrăm, sunt tehnici de concentrare destul de pe piață, să fim serioși, da. până la urmă energia urmează intenția pe care o transmiți uh -huh. tu. În uh, momentul în care te concentrezi, dacă lași voia Universului să funcționeze, a Divinității, este ok. Dar în momentul în care vreau eu, îmi doresc, îmi transmit intenția, automat lucrez pe câmpul meu de energie. Sunt oameni care lucrează cu bioenergia, dar au și tehnici de curățare. Pentru că fac transferul pe câmpul lor al problemei persoanei respective și atunci o pățesc. Uh, ca și terapeut Reiki, nu poți prelua absolut deloc energiile bolii, să spunem, când tratezi un pacient. Se poate întâmpla doar în momentul în care mă concentrez și îmi doresc eu să-l fac bine și nu este dorința lui să se facă bine. Doar atunci pot prelua acele probleme. Atâta vreme cât ești canal curat și la lucrurile să funcționeze, cel puțin asta este practica și experiența mea. Ele vor funcționa. Bunesc că există și un protocol de terapie. Sigur prin că care da. care aici terapeuții se asigură că. Sigur că, da. Sigur că da. Sigur că da, și noi suntem tot oameni, ne purificăm, ne transformăm în fiecare nivel de existență, fiecare perioadă de conștientizare a ta da, spirit, până la urmă, te duce pe către un alt nivel de conștientizare. Vin alte provocări. Poți să ai niște stări, dar nu neapărat că le-ai preluat de la. Dacă le-ai preluat, ai rezonat cu ele. Erau și la tine. În primul rând, când cineva vine la energizare tu te racordezi și te încarci și tu se încarcă și persoana respectivă. Nu tu ești, este atrasă și nu trimisă. Poți practica reiki în orice condiție, oriunde, adică așa absolut. cum spuneai, nu trebuie un ritual anume. Absolut, absolut. Dar bănuiesc că tu practici la cabinet. Da, eu practic la cabinet, oamenii vin să și învețe pentru că și um, țin cursuri de Reiki și cei care sunt interesați și au rezonanță cu persoana care... E foarte important să fii în rezonanță cu cel care transmite. Asta vreau să te întreb. Cum ne alegem un maestru Reiki? Păi, uneori te duci că ți-a spus un prieten. Alte ori ești curios. Și am întâlnit și oameni, de exemplu, în decursul timpului. Sunt persoane care vin, care au mai trecut pe la 5-6 profesori. Cu siguranță fiecare timp au rezonanța cu persoana respectivă. Deci noi prin întâlnirile cu profesorii, cu maestrii, ne luăm acele părți de care avem noi nevoie în momentul respectiv. Fiecare etapă, spuneam, aduce altă conștientizare. Sunt oameni care uh, se uită poate la fotografie sau vin pentru că au zis la cineva că era mai trist, era mai apatic, dar acum e bine <laughs> și vreau și o chestia aia. <laughs> da. Este, Dacă vrei să parcurgi mai multe sisteme Reiki, este mai bine să-ți iei inițierile de la același maestru sau îți le poți lua de la maestrii diferiți? Eu cred, tot din practica din mea, practic, vorbesc, Din experiența ta <laughs> vorbim acum. Că dacă ai norocul să-l întâlnești din prima, pe cel cu care ai o rezonanță este perfect, dacă nu sufletul vrea să mai multe experiențe, ego tău vrea să cunoască mai multe tehnici, mai multe practici. Reiki sui este tradițional, este simplu, nu necesită concentrare. Simplitatea este lucru de bază. Noi complicăm mult lucrurile uneori, că așa ne place. În partea europeană, în Japonia, nu există acest lucru. Și pentru că ai amintit de Japonia, știu că tu ai fost în Japonia, să afli mai multe despre istoria reiki pentru că acolo s-a născut. Da, am avut onoarea și bucuria să merg în toamna anului 2018 prin bunăvoința maestrei mele Simon Enico. Ea este a Asociației de Rechi din Brașov. S-a ocupat de această organizare de călătorie inițiatică. Am... Nu pot să spun, Japonia este un alt râm. Este o altă lume. Nu ne comparăm cu nimic. Pur și simplu rămâi uh, fără cuvinte pentru că întâlnești simplitatea, întâlnești liniștea de pretutinde. Deci, pare așa, o populație, <laughs> zona aceea, ai senzația că e foarte aglomerat și foarte. Embositor. Exact, dar cu toate astea, e atât de multă liniște. Nu se vorbește la telefon pe stradă, în mijloace de transport. Uh, oamenii sunt foarte. Nu stau ca noi cu smart. Nu. No. În smartphone-ul în nu. No. așa la restaurant, în metro? No, nu, nu. No. În metro oamenii nu vorbesc, dacă-și scot telefonul să se uite, doar atât. Dar nu se, nu se vorbește la telefon. Așa fac ei, vorbesc acasă. Și atunci este foarte multă liniște, nu ți dai seama de unde vine. Sunt foarte primitori. Sunt foarte calmi și calzi. Uh, am și făcut un curs cu Sensei Hiroshi 2 de Gendai Reiki Ho. Uh, într-o bună zi, am, după curs, am plecat cu alți prieteni să mergem la templul Nara, să-l vizităm. Ne-am rătăcit. A apărut o domnișoară, ne-a auzit că vrem la Nara și ne-a spus că nu suntem la locul potrivit și că ar trebui să mergem la peronul nu știu care, să luăm trenul încă, obstații și așa mai departe. Noi, cum? E bine, scrie acolo. <laughs> a venit trenul ei, nu s-a urcat, s-a întors la noi și a spus, vă rog să mă urmați s-a întors cu noi opt stații, ne-a spus aici este peronul corect, de aici puteți ajunge la Nara. Deci s-a oferit, practic, să vă fie ghid. Da, a, a renunțat -a... la timpul ei, la programul ei, când s-a asigurat că suntem în siguranță, ne-a mulțumit că i-am permis să ne ajute și a plecat. Ce frumos este. Da. Și rar întâlnit. <laughs> a fost pentru mine un mare wow. Uh, sunt multe locuri frumoase, templele, sunt extraordinare energia de acolo, energia oamenilor, cum spuneam. Am simțit, uh, într-o bună zi, am fost în... Uh, Mica Osui a primit inițierea Muntele Kurama de la divinitate. Am mers în post, în meditație și în rugăciune. 21 de zile. Exact. Și acolo el a primit uh, direct inițierea și atenția de iluminare uh, în uh, munte. Și a primit și, și aceste simboluri care se folosește și astăzi. E, da, Parti numai ele. că ele au fost introduse de doamna Takata ca și sistem. Uh -huh. Mikausui, în Japonia. Nu ai nevoie de instrumentele astea, acum avem noi de să vezi ceva, să, mentalul are nevoie să fie satisfăcut. În Japonia stai în câmpurile de energie al profesorului, al maestrului și primești ce ai nevoie. Da? Uh, nu există simbol. Pe urmă, doamna Takata, pentru că era necesar să ducă mai departe școala, cu uh, Jiro Hayashi a fost uh, maestru, iar doamna Takata, prin impună voința dânsei, a ajuns și în, la noi, în Europa, Reikiu, hmm. uh, și se folosesc de atunci simbolurile, au introdus simbolurile, da? Deci, în Japonia nu ai nevoie de simboluri. Uh -huh. Nu știu. Da. Acolo stai în câmpul maestrului și primești tot ce ai nevoie. Așa făcea și mica Osui. Da? Primești pur și simplu, stând acolo, tot ce ai nevoie ca informație. Ei au alte reguli față de noi, în sensul că lucrurile curg. Noi, e nevoie uh... de dovezi, de instrumente Exact, da, da, Pentru... palpabile Dacă se poate Doar o practică susținută îți poate aduce Foarte multe uh, Conștientizări și foarte multă înțelegere uh, Te ajută să Pe tine ca individ Și automat când tu te schimbi și lucrurile din jur se schimbă În familia ta, în casa ta La locul tău de muncă Ai altă energie, ai altă stare uh, Ca și um, Am mers la mormântul lui Micaosui nu pot să spun ce energie, incredibilă, pentru că la un moment dat mă o senzația că dacă nu deschid ochii o să mă înalț. Uh, s-a închis templul pentru că europenii și nu numai europenii și americanii în toate națiile merg acolo să facă poze și tot și atunci nu mai ai voie să-l vizitezi pentru că uh, ce din Elgea și întoi au ridicat uh, un templu, dar nu e vizitat de noi. Uh, s-a ridicat, am fost la comemorarea cum, uh, lui Micao Sui, s-a ridicat uh, o piată funerară la locul de naștere la Gifu, în care uh, multe asociații din lume de Reiki, printre care și noi am reprezentat România ca asociație Reiki din Vrașov uh, și am și participat uh, cu donații pentru a, se ridica, a fi trecuți și noi pe acea, nu numai, se ridica acel monument, pot să spun că din nou am rămas uimită de uh, ceremonia care a avut loc, de simplitatea ei, uh, de modul în care sunt atât de organizați, foarte organizați. Nu există cred că nu știu dacă pot să spun că am găsit ceva care nu s-a a fost conform programului și nu să se impună. Venea natural. Deci totul curge firesc. Da, da, dacă e un proces natural nu, nu, se forțează nimeni. Ești invitat, după ce am fost la um, restaurant, la masă, unde s-a ținut, um, am avut translator din japoneză în engleză, evident, dar totul a curs. Nimeni nu ridica tonul, nimeni nu îți ce să faci este incredibil să poți. Am fost în satele japoneze, unde în cănațava, ce să spun, este altceva. Canalele prin care peștii sunt în voie, nu ia nimeni. Curățenie, plante, zâmbet, voie bună. Am făcut la ceremonia ceaiului, ceaiul macea se numește acolo, ceaiul verde, în care este incredibil să vezi delicatețea și modul în care lucrează cu mâinile, cum așează și cum vin și zbat ceaiul, știi? Și, și noi ne-am împărțit în două grupe. La început ne-au făcut uh, gazdele ceaiul, foarte, foarte frumos, după care noi am dăruit celor care au vrut să mai dau un ceai. Uh, oriunde ai merge, în temple, în grădinile lor, grădinile lor sunt extraordinare. Îți dau o energie incredibilă. Am venit cu o bucurie de acolo și... Uh, Așa da. Mă bucur că ai avut o astfel de experiență și că ai văzut acel loc minunat. Foarte mulți oameni se întreabă de ce avem nevoie de atâtea sisteme Reiki. Că sunt foarte multe sisteme Reiki. Da. Și pe mine mă întreabă multă lume. Eu am rămas doar în Reiki tradițional și punct. Cu siguranță, dacă nu era nevoie de ele, nu se inventau. Da? Pentru că cineva a mai văzut un simbol, cu care a mai lucrat, l-a mai... A putea l-a adus în, în continuare și cu siguranță din moment ce sunt adepți, el se creează și funcționează până la urmă, că este un câmp morfogenetic. Tot ce creăm cu deci, mintea. Da. Da. Eu cred că dacă l-ai întâlnit din prima și tu ești în păcat cu acel sistem, cu el funcționezi. Eu așa am funcționat. Cred că este nevoie. Egourile noastre au nevoie de mai mult și atunci se creează cu siguranță la nivel și ele funcționează. Dacă crezi în el, funcționează. Indiferent în ce crezi, el funcționează. Așa. Credința e cea care mută muntele din loc. Cum te-a schimbat pe tine Reiki-ul? Oh, <laughs> foarte mult. Pot să spun că ea a fost o primă etapă a vieții mele, pentru că ulterior au venit și alte tehnici pe care le-am învățat și le, -am, le practic. Dar să mă refer strict la Reiki m-a ajutat foarte mult, pentru că m-a schimbat. Nu mai este nimic din Mariana de acum 13 ani la 180 de grade, 360 de grade, oare zic bine? Ca și nivel de gândire, ca și da, nivel de conștiință. Și de gândire, și de echilibrare, și de a-mi vindeca emoții, frici, tristeții, neîmpliniri, răspunsuri la întrebări, pentru că lucrăm foarte mult la mine, mulțumesc mare Spirit și Divinității că primesc informa răspunsurile direct la întrebările mele și aud când mi se am momente când anumite lucruri nu le înțeleg. Și am căutat să le înțeleg prin propriul filtru și nu aduse din altă parte, când nu am putut, într-adevăr mi s-a răspuns prin alte filtre. Da? Uh, sunt mai liniștită. Mi-am găsit calea. Este drumul care mă împlinește. Uh, pot să dăruiesc din ceea ce sunt. Uh, pot să ghidez. Acolo unde nu știu, spun că nu știu. Încă nu sunt pregătită și nu știu să răspund la acest lucru, pentru că eu am un principiu. Dacă nu știi, nu-ți minti. Așa e, e, foarte important. <laughs> da? Atunci și, și mi-a adus de fiecare dată altceva și altceva în sistemul în care eu sunt inițiată. Te duci și prima dată la curs ca orice învăță cel. Dacă nu faci click, că asta e frumusețea mie, mi se pare foarte interesant să mergi la curs, nu se plătește nimic înainte. Mergi și participi, e o parte de teorie, o parte de inițiere și o parte de practică. Are trei părți mari. Dacă simți până la ora prânzului, în prima zi, este, este istoria. Da? Ce, este, ce, sunt chakrele, ce este reiki, ce face el, ce beneficii ai în urma energizării, ce este aura, cum te ajuți. Noțiune -ă, de bază. Exact. Ca să poți să lucrezi, cum te influențează energie. gândul da? în ceea ce faci. Bă, la pauză, ți se spune că cine e pregătit și vrea poate participa în continuare, cine nu e liber să plece, se întoarce când e pregătit sau niciodată. Un nu mai se nicio niciodată că un discipol nu apare sau se retrag anumiți oameni. De și asta... Când uh, elevul este pregătit, apare și profesorul. Da, este foarte adevărat. Suntem grăbiți. grăbim lucrurile. Eu spun că dacă nu ai fundație, indiferent câte zeci de sute de cursuri vei face, se va dărâma clădirea. Crează-ți o fundație, indiferent care e practica ta, și cu siguranță te va duce spre împlinirea personală. Mi-a adus liniște în suflet am reușit să mă canalizez. Repet, sunt un practician care s-a ținut de lucrul ăsta și nu ocazional. Da? Deci Faci... practici de 13 ani reiki intensiv. Da? Din această experiență, uh, lucru cu pacienții, da? Uh, atât tu lucrezi atât pe corpul fizic, da? Cât da. și pe celelalte corpuri. Da. da. Să spun că lucrez combinat, pentru că la bază sunt psiholog, combin consilierea cu energizarea este un lucru foarte interesant în care rezultatele sunt foarte bune. În momentul în care faci lucrul ăsta, aș vrea să spun că am un grup mare cu care lucrez, fac voluntariat de 13 ani, de 8 ani predau, am un grup cu care mă întâlnesc o dată pe lună și facem exerciții practice, practicăm exercițiile care nu la curs primești alfabetul, da? darul. Când la întâlniri, aprofundăm multe exerciții, ai vii și stai trei ore, te autoenergizezi sub ghidare, te simți foarte bine, socializezi, faci noi prieteni. Din această experiență ta de 13 ani și cu pacienții și cu elevii, care crezi că sunt cele mai mari beneficii ale acestui sistem? Păi, în primul rând, cred că cel mai mare beneficiu pe care ți-l poți face ție este să spui palmele. sunt la purtător și îți aduce te ajută să nu mai fii stresat. Să te liniștești. Deci aduce echilibru. Aduce echilibru, rând. da. Te ajută să poți să uh, fii uh, acolo unde vrei să fii. Ajungi să spui nu când trebuie să spui nu. Se întâmplă multe lucruri. Pentru fiecare, cred că este diferit în funcție de practica lui. Și am uitat să precizăm că Reiki nu este doar pentru echilibrarea fizică și emoțională, ci putem folosi uh, tehnica Reiki pentru materializarea unor dorințe. Dar nu numai, aș vrea să spun că nu este doar pentru corpul fizic, îl poți folosi, apropo de beneficii și unde îl poți aplica, pe plante, pe animale, pe oameni. La oameni nu și liberul arbitru, cer permisiunea dacă ți se dă voie, ok, dacă nu ți vezi de treabă. Și se poate aplica și la distanță, iarăși Și vorbit. la distanță, poți face terapie la distanță, când cineva are nevoie, te roagă, tu poți lucra pe el la distanță fără probleme. La animale ele simt când tu ai ceva și vin și îți cer. Și atunci când le este rău stau, chiar am avut acum o motan drăguț care o oră întreagă a stat acolo să și ia energie. Copiii mici de asemenea, ei simt că e ceva pentru că este iubirea necondiționată, este baza tuturor religiilor. Uh, eu am observat că mulți oameni care, deși știu ce înseamnă Reiki-ul ca și tehnică, ca și practică, când vine vorba de tratamentul la distanță, au un scepticism. De ce? Dintr-o frică. funcționează Reiki la distanță? Așa mai avem un minut la spuneam, dispoziție. Okay, spuneam că energia urmează intenția. Uh -huh. În Reiki sunt trei simboluri pe care le poți folosi ca pot de legătură între spațiu și timp, al doilea simbol este pentru suportul emoțional, și al treilea îți dă puterea mesajului pe care tu îl transmiți. Le este teamă de acest tratament la distanță pentru că au anumite frici. Nu cunosc, probabil, mai multe elemente. Și atunci, ce nu știi, te sperie ce nu cunoști. Da? Fiecare alege. De ce ai recomandat Reiki-ul? În primul rând, că este simplu. Almele sunt la purtător, nu necesită pregătire specială, îți poți energiza mâncarea, apa pe care o bei, cafeaua. Nu are legătură cu religia. Nu are înțelegi. legătură cu religia, da? Știm foarte bine, nu, absolut deloc. Doar că e baza tuturor, este iubire necondiționată. Îl poți folosi atunci când facem mâncare, uneori o facem de nevoie. Și toate gândurile noastre ca informații sunt acolo. Poți să o energizezi după aceea, să-i dau al gust. Să o curăț. Să o curăț, să o încarc cu iubire, sigur că da. Și ori de câte ori vii de la servici. Trăim într-o perioadă foarte solicitantă, încărcată, pe care noi ne-am creat-o, evident. Atunci pot să pun palmele pe mine, să mă așez un pic. Este un timp cu tine. Am să vă dăruiți timp cu voi. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi prezentă și ne-ai împărtășit din experiența ta, din această tehnică, pe care, care mie îmi place foarte mult. Mm. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Dana, îți mulțumesc foarte mult și doresc tuturor oamenilor să-și găsească calea. Și, și dacă le de place Reiki, tehnică, este, da. este benefic și foarte simplu și ușor. Îți mulțumesc încă o dată. Îți mulțumesc și eu. O zi bună! Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea ei. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc că de-ați urmărit și astăzi să aveți o zi minunată. Pe curând!